Leul de la grădina zoologică din Craiova împlinește săptămâna viitoare 2 luni. În urmă cu câteva zile a fost imunizat. Este adăpostit în continuare în birourile din clădirea administrativă, este hrănit cu lapte praf și mai ales are parte de toată atenția de care are nevoie. Leuțul s-a născut pe 11 noiembrie. După 2 zile, angajații grădinii zoologice au observat că leul nu este hrănit de mamă, era deshidratat, exista riscul să moară. Am luat atunci decizia împreună cu medicii veterinari. Am consultat și alți medici din Craiova, dar și alți medici veterinari de la alte grădini zoologice din țară și s-a luat decizia separării acestuia de lângă mamă. A avut nevoie de, să zicem, foarte multă grijă, a avut nevoie de foarte multă medicamentație pentru că se deshidratase foarte mult. Ni s-a recomandat atunci că leul trebuie să stau la o temperatură foarte ridicată, să fie hrănit ca un bebeluș din 2 în 2 ore cu lapte praf. Am achiziționat acel lapte și astfel leul a ajuns din țară, a ajuns în clădirea administrativă de la grădina zoologică. Nu era o noutate pentru angajații noștri. Domnul Păunu, unul dintre angajații noștri, a avut experiență și în anii anteriori, a mai hrănit și alte animale aflate în situație critică. Și astfel de 2 luni, leul trăiește în biroul administrativ. Acum leuțul are nevoie de un nume. King, Simba și Keo sunt doar câteva din sutele de propuneri lăsate de craioveni pe pagina de socializare a instituției. Câștigător va fi cel care primește cele mai multe aprecieri până la data de 22 ianuarie. Am lansat astfel ieri un concurs pe pagina de socializare a instituției pe Radea TFL Craiova și am avut foarte multe reacții. Sute de oameni au reacționat, sute de comentarii, zeci de mii de reacții pozitive. Și nu exagerez cu nimic când spun acest lucru. Avem foarte multe variante de nume, de la variante de nume din desenele preferate ale copiilor, Simba, Caion, Lion, până la nume oltenești. Ni s-a propus Sucă, ni s-a propus Neamărin, ni s-a propus chiar și un nume emblematic pentru Craiova, Ion Oblemenco. Mulți dintre craiovenii leagă cumva acest leuț de stadionul din Craiova. Oarecum el s-a născut în acea perioadă și zic că acel leu ar trebui cumva să fie un simbol al universității și al Craiovei. Leul nu a fost rănit de leoaică, motiv pentru care acesta a fost separat și a avut nevoie de perfuzii și atenție specială din partea medicilor veterinari. Începând de săptămâna viitoare, leul va fi adăpostit într-o zonă de carantină, într-o cușcă specială, în cabinetul medicului veterinar.